Direcția de asistență socială Deva are deschis din această săptămână centrul de zi Clubul Seniorilor din Piața Victoriei, după ce activitatea acestuia a fost suspendată anul trecut, încă din luna octombrie, ca urmare a măsurilor stabilite de lege pentru prevenirea și combaterea efectelor COVID-19. Clubul Seniorilor este deschis de luni până vineri, între orele 8:16:30, iar accesul în incintă se face cu respectarea tuturor măsurilor prevăzute de legislație. În vigoare. Pe perioada suspendării activității, sediul centrului de zi a fost supus unor lucrări de renovare și reamenajare, care au vizat inclusiv schimbarea mobilierului și montarea unei centrale termice, pe lângă accesibilizarea pentru persoane cu dizabilități. Clubul Seniorilor are în prezent 57 de membri cu vârsta cuprinsă între 65 și 91 de ani, care, pe lângă posibilitatea de a petrece timpul într-un mod activ și plăcut, beneficiază gratuit de consiliere psihologică și juridică.